Primul pas este să aducem 6 colțuri pe aceeași față. Vedem că deja aici avem 4. Mă rog, dar ele trebuie să fie unite. Deci astea 3 sunt unite, deci astea le păstrăm. Și să vedem. Le aduc pe astea 3 aici. Acest pas este destul de intuitiv, fiindcă noi încercăm să facem, să aducem puzzle-ul în formă de cub. Eu pe astea 3 le-am pus aici și încerc să mai aduc alte colțuri, intuitiv. Văd că le-am pe astea 2 aici. Deci dacă le pun aici și fac așa, deja am unit 5 colțuri. Și ca să mai pun alte colțuri, ia dacă vedem că avem unul aici, astea 2 aici, dacă le cuplăm așa, am făcut 3, le ducem într-o parte și le punem și avem 6 colțuri pe aceeași față. Acesta este primul pas. Din momentul în care ați adus 6 colțuri în același strat, pe celălalt strat automat vor fi toate muchile. Noi de fapt asta urmărim aducând 6 colțuri pe același strat. Urmărim să aducem toate muchile pe un același strat. Așa cum am adus astea 6 colțuri aici, muchile automat vor rămâne pe un singur strat toate. Pentru a aduce puzzle-ul în formă de cub, noi trebuie să punem muchile într-una din cele două poziții. Ori asta, deci astea 6 colțuri au rămas aici, nu avem treabă cu ele. Deci ori poziția asta când sunt aproape toate aici și una aici. Ori aceasta când toate muchile sunt aici, adică sunt toate unite, la fel pe același strat, nu avem treabă momentan cu stratul de jos. Și asta este a doua poziție din care putem să facem puzzle-ul în formă de cub, putem să-l aducem în formă de cub. Când voi aduceți toate colțurile pe același strat și muchile se pun pe celălalt strat, nu s-ar putea să aveți tot timpul fie cazul ăsta, fie cel de dinainte. Așa că o să vă arăt toate cazurile pe care se întâmplă să le aveți. O să vă arăt cum se face astfel încât să ajungeți la una din cele două poziții, ori asta, ori cea de dinainte. Acesta este unul din cazuri, deci aveți colțurile astea 6 aici, avem 4 muchii pe o parte și 4 muchii pe o parte. Ca să le uniți pe toate, ce trebuie să facem? Le aducem pe astea jos, mutăm un pic așa, cât să vină astea 4 le avem aici, și când dăm la loc sus, ele s-au unit. Următorul caz este când avem 3 muchii pe o parte și 5 pe cealaltă. Am uitat să menționez, atunci când rezolvăm square one-ul, urmăriți să aveți partea mai mică din centru în stânga, nu partea mai mare, adică încercați să evitați să țineți partea asta mai mare în stânga, fiindcă risca să vă încurcați, adică cum vă e mai ușor, eu presupun că e mai ușor să stați cu partea mai mică în stânga. Aici în dreapta nu contează, s-ar putea să fie centru totul rezolvat, acum nu e rezolvat. Vedeți cum nu se potrivesc culorile, dar, mă rog, să știți pe viitor. Ok, când avem 3 cu 5, o să ținem așa. Deci, avem 5 aici, 3 aici. Acum, vedem că, imaginându-ne linia aceasta, de o parte sunt 4 muchii aici, aici una și, mă rog, mai sunt astea 3. Deci ținem cubul așa, linia imaginară să taie pe aici, partea asta, adică când dăm slash, să se ducă toată partea asta în jos. Deci dăm slash, 2, slash și acum vedem că am cuplat astea 7 muchii și avem pe astea aici, e unul din cazurile de mai devreme. Și ultimul caz este acesta, avem 6 muchii pe o parte și 2 pe cealaltă. Ca să le cuplăm pe toate, ca să ajungem la unul din cazurile de mai devreme, algoritmul este slash, minus 2, slash și le-am adus. Sunt toate una lângă altele și este unul din cazurile de mai devreme. Înainte să încep să vă arăt cum să-l aduceți în formă de cub, ați văzut că atunci când spun slash, fie dau așa, fie dau invers. Nu contează dacă dați în sus sau în jos. Slash-ul este același lucru, adică se spune slash chiar dacă dați așa, chiar dacă dați așa, fiindcă se întâmplă același lucru pe cub. Ok, și am ajuns la faza în care trebuie să facem square-ul, să-l aducem în formă de cub. Acesta este primul caz, avem 8 muchii, toate una lângă cealaltă, și trebuie să ținem așa, adică le ținem pe astea aici în spate, astea două colțuri spre noi, astea 6 colțuri rămân aici, și algoritmul este slash, 2, 4, slash, 1, 2,
slash minus 3 minus 3 slash. Și l-am adus în formă de cub. Nu contează centrele, adică partea din mijloc. Nu vă interesează cum este bucata asta orientată sau asta. Asta vom rezolva la final. Ideea e că, practic, acum el, square-ul, este un cub. Și cel de-al doilea caz, avem 7 muchii pe o parte și una aici. La fel, jos în cele 6 colțuri. Se ține așa. Și algoritmul este slash 2 minus 2 slash minus 3 minus 4 slash 4 minus 3 slash minus 5 minus 4 slash 6 minus 3 slash. Și l-am adus iar în formă de cub.